Salutare, dragă Taur, și bine te-am regăsit! Această etalare interactivă este un tarot zilnic pentru Zodia Taur, pentru data de 5 februarie. Iar în acest mesaj pentru tine vom folosi tarotul Lenormand și runele. Hai să vedem care este cartea potrivită pentru Zodia Taur 5 februarie, care este mesajul pentru Zodia Taur pentru 5 februarie. Mulțumesc și hai să vedem și runa potrivită. Avem scrisoarea și piatra runică Algiz. E bine, mesajul acestui card îți spune că trebuie să stai departe de lucruri superficiale, să nu te lași pierdut în chestii care sunt foarte neimportante pentru tine, ci mai degrabă să nu reziști vieții, ci să primești tot ceea ce are să vină către tine pe 5 februarie cu brațele deschise. Însă să nu fii superficial chiar tu, da? Să nu tratezi viața cu superficialitate, ci pur și simplu cu foarte multă deschidere. Nu te pierzi în superficialitate prin a înțelege că absolut tot ceea ce vine către tine este important și nu este nimic întâmplător. Nu da importanță prea tare lucrurilor într-o vibrație a superficialității. Chiar dacă stai cu brațele deschise și primești și trăiești în momentul acum, este foarte important să distingi ceea ce este benefic sau nu pentru tine. Făcând acest lucru, trăiești foarte prezent în realitatea ta și te bucuri de fiecare zi exact așa cum este. Îți mulțumesc că mi-ai permis să pășesc în viața ta prin intermediul terapiei cu tarot și din suflet aș aprecia dacă ai lăsa un comentariu cu un emoticon. În felul acesta arăți susținere către acest material și cele viitoare, însă în același timp noi ajungem să ne cunoaștem mai bine și știm cu cine ne conectăm în această comunitate minunată pe care o construim împreună. Te îmbrățișez cu drag, eu am fost Cristiana și să ne revedem cu bine în videourile următoare.